Frecvența gustului La Europa FM. Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe Frecvența gustului. Sunt Mihaela Bilic, nu doar medic nutriționist, ci, poate nu știați, un mare iubitor de lapte. Aș putea spune că trăiesc cu lapte precum un bebeluș. Așa că nu o să vă mire că invitatul meu din această seară este Dorin Cojocaru, președintele April, ce înseamnă april, Asociația Patronală Română din Industria Laptelui. E un nume pompos, dar ea ascunde sau ea grupează la oaltă oamenii care iubesc laptele și care cred eu că produc lapte din belșug în România. E adevărat? Mai curge laptele pe străzile noastre? Doamne, ferește să curge pe străzi. Bună seara și Vă mulțumesc pentru invitație. Denumirea nu e pompoasă, este industria de procesare a laptei din România, Din deci noi reprezentăm patronatul și tot timpul precizez asta pentru a nu se confunda cu alte tipuri de ONG-uri. Deci ne apărăm interesele procesatorilor de lapte, din industria lapte, pe teritoriul României. Și oamenii, consumul de lapte în România a crescut, a scăzut? Ce se întâmplă cu laptele? Pentru că eu, ca medic nutriționist... Consider că e așa un fel de. nu știu. E ceva rău ce i s-a întâmplat. Avem nevoie de argumente, noi, ca români, să, să consumăm lactate. Lucru care mi se pare nefiresc. Românul a trăit cu laptele pe masă și n-aș vrea să pierdem acest obicei bun. Nu uh, vreau să duc discuția pe o temă mai multă să zic economico-financiară sau business. Laptele este primul aliment al omului și numai al omului, al mamiferilor. Iar prosele lactate, pot să spun că și spre bătrânețe tindem tot către lapte. Este un aliment complex, complet, dar și viu. De ce spun că este viu? Pentru că este în permanentă transformare. Deci este un domeniu fantastic pentru cei care lucrează în acest, această ramură a industriei sau a zootehniei. Eu am o vorbă: cine a lucrat în lapte poate să se adapteze la orice condiție din domeniul economic al României, pentru că este un produs perisabil, permanent. Trebuie să fii pregătit să iei decizii, să ai experiență, să fii pragmatic și, totodată, noi lucrăm la foc continuu pentru că vaca trebuie mursă și dimineața și seara și de rebelion și de Paște și de Crăciun. Le mai spun unora care iau decizii de sprijin sau mai puțin sprijin pe filieră că nu pot să pun robinet la ugerul vacii și ce astăzi nu am folosit, mâine sunt de vaca de două ori cantitate și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru că noi lucrăm cu animale și care sunt uh, forme biologice. Uh, pentru mine că este o mamă care a avut uh, o naștere, bine la noi e fătare, și trebuie să o transformăm într-un obiect uh, mijloc de producție economic. Pentru ascultători, uh, ce s-a întâmplat cu laptele sau poate declarațiile mele din ultima perioadă că o să mai vedem telemea doar în poze sau în arhive, sau cea și maturată. atunci poate o să o iubim și o să o prețuim, iată când va fi mai greu de găsit. Întotdeauna noi aflăm valoarea oamenilor sau a obiectelor atunci când nu le mai avem. Noi nu știm să anticipăm sau să prevenim uh, o criză economică, o pandemie, o boală, deci orice noi trebuie să învățăm să prevenim, pentru că este mult mai, uh, să zic, ieftin să decât să tratezi. Problema care a fost? Lipsa de strategie... În ultimii 30 de ani lipsă de viziune și nu poate să se scuze nimeni că nu au fost informați sau nu au fost preveniți. Încă din 2020, către autorități de stat, guvern și așa mai departe, politicieni, ne-am spus putem avea ocazia ca în 2-3 ani noi, România, să putem exporta în țări terțe sau să fim furnizorul principal de lapte materie prime sau produse lactate pentru toată Europa. Justificările, motivările existau în acele rapoarte sau în întâlnirile tet-a-tet. -tet. Ce se întâmplă acum, pe lângă criza energetică și seceta, a dus la perturbări majore pe filieră, atât în fermele de vaj lapte, cât și pe industrie. Dar... Eu zic că lucrurile astea le-am spus de prea multe ori pe, la emisiuni economice sau analiză economică, Mai bine vorbim despre lapte despre ca laptele produs ca biologic, și ca aliment de bază. Uh, apropo, de, apropo de criză. În România laptele pe care îl consumăm este produs, procesat în România sau, uh, sau vine din import? Sunt multe persoane care spun uh, nu mai laptele nostru, nu mai sunt brânzeturile noastre. <laughs> Ce se întâmplă? Uh... Eu sunt un om mult mai pragmatic și analitic. Suntem o țară membra a Uniunii Europene într-o piață liberă. Avem încă producție de lapte în România, încă mai procesăm în România, avem produse românești la raft. Pentru mine, produs românesc înseamnă fabricat în România, indiferent de brandul pe care îl are, dar atât timp cât acolo muncesc români, plătesc taxe și impozite în România, deci avem produs românesc. O să vă dau așa ca idee. Să spun doar că România, românii, cât mai suntem, consumăm cam 5,2 milioane de tone de lapte pe an, transpus în tot ce înseamnă produse lactate. Deci lapte consum, produse proaspete, sana, kefir, iaurt, sau brânzeturi maturate, sau cașcaval, 5,2 milioane de tone. România produce cam 3, producea acum un an 3,8 milioane de tone de lapte pe an. Deci 5,2, 3,8. Da. Stați un pic, că n-am terminat. La cele 3,8 milioane de tone care noi le produceam, un milion intra pe autoconsum. Adică la gospodăria populației mai era consumul tehnologic care să dă la viței. Deci ne-a mai rămas cam 2,8 milioane. Din cele 2,8 milioane de tone, pe an, noi procesam cam 1.600.000 de tone pe an. Ce înseamnă a procesa? Adică introdus în circuitul comercial, economic, fiscalizat. Pentru că mai avem și un lapte care tot se transformă în brânzeturi de obicei, nu în produse proaspete, brânză maturată, un caș afumat, care se vinde prin piețe sau produs tradițional. Mă întorc la cel 1.6 tone pe an. De aici pot să spun că undeva la 300.000 de tone prevenea, provenea din comerțul intracomunitar, Ungaria, Polonia. Noi nu am știut să ne asigurăm suficiența de lapte materie primă pentru a fi prelucrat, industrializat, controlat sanitar veterinar și transmis către consumatorul final, către cetățean. Problema care este în România? Când avem un specific, unul, producția sezonieră, producem de vreo 4-5 ori mai mult vara decât iarna, pentru că e mai ieftin vara decât iarna, nu ai stabulație. Peste 86% din vacile din România fată primăvara, deci au repaus mamar în ianuarie-februarie, de multe ori se întinde până în martie, Um, totodată există zone unde nu există infrastructură logistică pentru colectare. Oricum, centrele de colectare, acele puncte de colectare. S-au diminuat foarte mult pentru că implicau costuri foarte mari. Iar condițiile, pe de altă parte, condițiile și regulamentele europene privind igiena și sănătatea laptelui, este foarte exigentă, drastică chiar. Trebuie să te încadrezi la sub 100.000 număr total de germeni, sub 400.000 celule somatice și atunci trebuie un control permanent. Deci nu e, atât de, nu e atât de ușor să respecti această, aceste exigențe. Acest domeniu nu e ușor deloc. Că dacă era ușor, existau piețele pline de tarabe cu brânzeturi sau Gemea România de fabrici de lapte? Apropo de piață, știu că sunteți un profesionist nu doar la nivel de informație, ci strict tot ce înseamnă condiție de producție. E mai sigur să luăm un produs lactat din piață sau de la supermarket, să spun așa, făcut în industria alimentară. Cum vreți să vă răspund? Oficial sau neoficial? <laughs> nu, ca și consumator privat. Deci, așa. în primul rând, oficial este așa. Deci, dacă e să respecte toată lumea legea, tot ceea ce există în comerț, indiferent că e comerț civilizat, cu ghilimele de rigoare, adică hipermarket sau comerțul tradițional plus piețele de cartier ar trebui să fie verificat. Totul să fie verificat. Ce înseamnă? Deci noi în România suntem singura țară, cred că din lume, care are două <laughs> două legislații pe food safety, pe siguranța alimentară. Deci noi pe de o parte, tot ce înseamnă societate comercială autorizată sanitar-veterinar conform regulamentului 853, trebuie să îndeplinească condițiile de HACCP, de prevedere de autocontrol, să aibă medic veterinar, etc., etc. Deci sunt cei cu ștampilă ovală pentru comerțul intracomunitar. Mai avem și ordinul 111 din 2008 al președintului ANSVSA, care se referă la cei înregistrați și neautorizați. Și vă dau așa o imagine. Cei autorizați sanitar veterinar sunt cam 185 de fabrici în România dacă căutați pe site-ul ANSVS, sunt vreo 2000 ceva, dar acolo centre de colectare, nu neapărat procesare. Pe ordinul 111, industria laptelui, industria mica, industria laptelui, vreo 464 de mici fabricuțe, la capăt de grajd, mai sunt cam cât un garaj mai mare, așa, și ei vând telemea, brânzeturi de obicei sau cașcavaluri, în piețele de cartier, în Horeca, prin diversi distribuitori. Legea cere fiecăruia care produce ceva aliment în România să și asume. Deci producătorul și asumă autocontrolul, buletine de analiză. Acum, dacă ar fi să mă dau exemplu pe mine, eu și familia mea, eu îmi fac cumpărăturile din, și din hipermarket, rar, și din piețe, dar eu am, cum să spun, pretenția că mă pricep și știu să-mi aleg un produs conform. Dar pentru cei care nu au no, această experiență, e bine da. să cumpere de la persoane sau magazine de unde au mai cumpărat și nu s-a întâmplat încred, nimic. Da, deci Pe încredere. încredere contează da, enorm încrederea, încrederea în producător. Mai ales în momentele astea de criză, pentru că am afirmat încă de acum 8-9 luni că România nu va avea o criză alimentară, ci o criză a portofelelor, am spus atunci, mm -hmm. financiară. În momentul în care apare o. Scădere puternică, a, a, consumatorul nu mai are bani să cumpere, să-și permită anumite produse, premium mediu, iar mica economie, micii procesatori nu-și mai permit a să respecte, pentru că respectarea unei tehnologii sau asiguranței alimentare necesită costuri mari. Și atunci încep să fentez ceva. Și am, eu am mai declarat. În situații de criză apare foarte mult uh, fake-ul, apar substituirea de produs. Oh, că tot uh, de fake. Uh, diminuarea vigilenței pe sanitar-veterinare, a controlului, a autocontrolului. Nu se mai fac atât de multe analize. Uh, se mai închid ochii. Dar nu e bine. Ce înseamnă la capitolul lactate fake. Adică sunt persoane care spun, vai de mine, laptele nu mai e lapte, în brânză nu mai e 100% lapte. Există astfel de practici? Pot exista astfel de produse care să fie contrafăcute? Deci eu țin foarte mult la felul în care transmite mesajul și observ foarte mult marketing înșelător în piețe și pe mass media. În momentul în care ai spus lapte, e lapte. Punct. Exact asta mă gândesc, Punct. că nu avem cum deci, să facem un deci alt ai, fel de lapte artificial. Dacă ai 99,99% ,99 lapte și ai mai pus o picătură de altceva, ăla nu mai e lapte. Nu mai e lapte. Deci, întotdeauna, un produs alimentar, lapte, brânză, dacă brânza nu-i făcută din 100% lapte și ai mai pus și altceva înlocuitor, nu poți să-i mai spui brânză, poți să-i spui produs alimentar pe bază de lapte sau cum vrei tu, tofu, Apropo, alte deci, chestii. deci termenul în sine cum este... Cum este scris pe etichetă și cum este numit produsul, trebuie să apară la lista de ingrediente acel altceva? Uh, conform regulamentului 1169, <laughs> care este Biblia etichetării, Biblia NPC-ului, să spun așa, plus regulamentul 775, care completează acest regulament, acolo trebuie să scrii exact ingredientele în ordinea participării la produs. Regulamentul 775 a apărut în 2019, el a fost în discuții trei ani la Bruxelles. Ce spune? Că dacă tu pui de exemplu coloana infinitului pe ambalaj, sau pui conturul României, sau pui munții Carpați, sau scrii România, sau pui coloanele grecești, sau pui Alpi, da, lapte alpin. Da. Așa. ingredientul principal trebuie să fie din țara originea, locul care tu ai făcut trimeterea vizuală, uh, vizuală sau etichetarea pe ambalaj deci eu nu mai pot să-i spun, dacă am spus lapte alpin, laptele la trebuie să vină din alpi dacă eu am spus că e iaurt grecesc sau tip grecesc și am pus coloanele uh, grecești, trebuie să fie din Grecia și aici am o problemă foarte mult lapte crud din fermele Asta din România pleacă în Grecia. De ingredientul trebuie să fie din Grecia sau metoda de procesare din Grecia? Păi da, dar ei au spus că ei au... Grecia. au spus că acum câțiva ani eu am avut scandal de presă pe subiectul ăsta, că românii sunt nu mai scrie iaurt grecesc, că ei au inventat iaurtul grecesc, că poate nu. Iaurtul grecesc nu a fost inventat de greci. El a fost adus de către bulgari și perfecționat de bulgari. Iaurtul tip grecesc este un iaurt stors, cum spunem noi, adică a fost, a crescut mai mult concentrația de proteine în el și nu de grăsime, că mulți zic, iaurtul grecesc e, e grăs. 10% grăsime. Da. Nu, proteina contează și acest tip și tehnologie de obținere a iaurtului grecesc a fost uh, pentru prima dată obținut din uh, lapte de cămilă în zona asiatică, în Iran, Irak, în zona aceea. Deci eu am o prezentare de 60 de slide pe istoricul iaurtului grecesc. Deci asta e un fake, părerea mea, și ar trebui, Comisia Europeană nici nu a permis greciei că vrea la nivel european să spună că e cu produs cu origine protejată. Cum avem noi telemea de Ibănești, telemeaua de Sibiu și aici o greșeală că trebuia scris telemea de oaie de Sibiu. Când spui telemea să înțelege că e de vacă. Dacă e de altă specie, trebuie să scrii pe etichetă specia. Și încă o chestie, nu poți să spui pe față telemea de oaie, iar pe spate să scrii amestec cu vacă. Primul ingredient să deci fie tele de sunt, vacă. Da. Sunt multe detalii care țin de marketing, marketing înșelător, dar... Dar până la urmă, acolo este laptele și asta aș vrea să subliniez ca să liniștim ascultătorii Produsele lactate sunt din lapte, nu avem un lapte contrafăcut, nu există un... nu lapte contrafăcut. Nu există lapte contrafăcut, exact această noțiune. Și mai, mai aud o chestie, că vai că lapte praf. A, și, și laptele azi, praf e de două feluri. Iată, deci iată acum un dacă alt tot, mit care uh, trebuie, Dacă tot trebuie discutat, nu e nimic rău. Dacă tot suntem la școală, hai să praf. explicăm da, ce pentru cei care praf. vor să învețe sau da. să înțeleagă ceva. Laptele praf este laptele fără apă. Da, deci cum se face? Prima fază se condensează cu un atomizor, 1 la 3, după aceea se usucă, adică se scoate apa din el prin evaporare. Nu asta e problema. Eu pot să am lapte reconstituit și acesta este reglementat de Ministrul Sănătății încă din 2002, cred, prin care nu ai voie să folosești lapte reconstituit în lapte consum. Deci laptele consum, ceea ce cumpărați la la da, cutie nu e gen, făcut din lapte praf. Nu e făcut din lapte Carte praf, decât în perioada de iarnă, cu ordin de ministru, se dă atunci, în situația în care nu există lapte producție. și nu mai mult de 30% lapte reconstituit. Mai este un alt tip de lapte praf care este folosit în procent de maxim 1-2% pentru reglarea nivelului de proteină în iaurturi sau în alte ingrediente, produse lactate. De ce? Tu pe eticheta ai, ai o specificație tehnică, acea valoare nutrițională care în care spui proteina proteină 3,2 da? da. și tu trebuie și grăsime... 3,5 să spunem, sau 3,8, trebuie să respecti uh, specificația tehnică. Vaca nu îți dă în fiecare zi Aceeași concentrație de proteine uh, și de grăsime. Exact, și tu trebuie să reglezi proteina. La grăsime, e simplu. Uh, dacă ai 3,5 și ai un lapte cu 3, o faci o normalizare la 3,5. Dar la proteina, tu trebuie să vii cu un pudraj. De obicei pudrajul se face cu lapte praf al aceea specii, ca mai întâlnit, uh -huh. și pe chefir de capră sau sana de capră, în care au venit cu proteină lactică, adică zer praf, de vacă. Facă. Aia se intră la, anti la fraudă, pentru că e substituire de produs conform regulamentului 8.6.4. Și atunci, ce trebuie făcut? Tu poți să intervii cu proteină lactică. Ce este proteina lactică? Că pe toate etichetele, din produse lactate, prăjituri, bomboane, ciocolată, baby formula, suplimente nutritive pentru sportivi, scrie acolo așa, proteină lactică, adică zer praf. Deci zero praf este proteina pură, deshidratată, provenită din lapte. Cam asta este viitorul alimentației. Nu și trebuie să spunem că proteina din lapte, iată, se poate conserva, pe termen lung, ocupă un alt volum, adică e un fel de esență de lapte, în niciun caz un produs artificial care trebuie să ne sperie și... În 2010, la o cameră de comerț în România, spuneam că viitorul aparține zerului praf, România este singura țară care nu are fabrici de lapte praf sau zer praf, toată Europa și în lume se discută de zero praf. Proteină, pentru că pe noi, cei care încă mai veghem la necesară asigurarea suficienței de hrană a popoarelor, ne interesează care sunt resursele. De aceea a apărut discuția cu gândacii și lăcustele, da? cu proteina. Absolut, de unde ne luăm proteinele da. într Deci viitor tot se discută care... pe proteină și grăsime. Proteina poate fi de natură vegetală sau animală. Și atunci, proteina animală cea mai valoroasă și ușor de obținut este proteina lactică. Numai că România tot din lipsă de strategie. Nu pot să le spun că noi suntem mai proști ca alții, dar mai indolenți decât alte popoare, plus că ei se fac bani serioși. Uh, am zis, sunt doar două fabrici în România care condensează lapte și îl sucă în Polonia. Doare de ce nu facem noi aici? Noi, zero, noi îl distrugem. Ca altfel amendă de la da, mediu să la ne un produs Deci noi plătim da. să distrugem proteină și după aia și cumpărăm proteina proteină și introducem un baby formula, de exemplu. Bine, și aici sunt mai multe grade de puritate. Poți să, și grăsimea obținută prin purificarea zerului dulce poți să întorci în, în lactate sau... ce mai avem noi? Poți să faci ricota, urdă, Apropo să din de grăsime, este din nou o întrebare sau un mit care trebuie desfințat, sunt persoane care spun, vai de mine, iată, avem lapte semidegresat și el se obține printr-un tip de procesare. Cum anume se scoate grăsimea din lapte ca să să, să fie deci simplu? De... Să... Deci știința e foarte departe. Tehnologia e foarte departe. Numai că noi am rămas cu mentalitățile cu această mentalitate, și... exact. Cunoștințe. Eu cred că nu prea ne mai place cartea, așa să mai citim. Dar cred că bunicii deci, noștri știau să facă. lucruri Mai, mai simplu, fără să deci fără Tehnologia să fie industrială, de fapt, ce face? Copiază tehnologia de acum 2-300 de ani. Hai să încep cu începutul. Ce înseamnă pasteurizare? Că toți, vai, că e da. pasteurizare. E tratarea termică. Și bunica a fierbea laptele. Numai că bunica îl, îl fierbea până timp. făcea spumă și îl distrugea îl tot, tot ce înseamnă vitamine sau globuline acolo. Pe când pasteurizarea poate să fie în funcție de temperatură la nivel de un minut, trei minute, cinci minute prin pulverizare. Asta cu pasteurizarea. A doi, ce înseamnă normalizare? Laptele când intră în fabrică se zero, 0% grăsime, dar rămâne proteina și alte elemente și grăsimea separat. După aia în funcție Grăsime din care facem unt. O smântână, smântână, unt, da, și așa exact. mai departe. Vă dau un exemplu. La 10.000 de litri de lapte obții cam 900 de kilograme de smântână, 39-40 zile la 100, noi, smântână industrială, din care poți obții unt. Untul, la rândul lui, poate fi de 65 sau 82. 65 categoria 2, 82 categoria întâi Bine, bine da? precizat, 65 dai categoria -a a 2, deci ăla bun e la gras. Da. Bine, eu am mai spus că grăsimea nu e o calitate, nici la, un, nici la lactate, nici la femei, dar fiecare să consume după preferințe nu, și... Nu, 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 eu ca medic nutriționist vreau să apăr grăsimea și la femei da, și la lactate. Ok, atunci să consume. Cine vrea să mănce gras, măncă unt Absolut, sau smântână, da. cine are anumite probleme fiziologice, patologice sau condiții, să mănânce degresat. Nu e nicio și problemă. Și avem smântână de 14% grăsime și smântână de 25% grăsime. Eu am, vă recomand smântână de 30 pentru gospodine da, la o da. ciorbă, la așa, și smântâna de 20. Sub 20, sub 20. Sub <laughs> 20 și smântâna la rândul ei de mai multe feluri. Depinde cum a fost incubată. Că să folosesc culturi lactice și la smântână. Poți face ah, în vană bună. sau poți face în pahar. Bună, bun subiect asta cu culturile. Tocmai pentru că mai devreme ați menționat iaurt, sana, chefir. Care, este, care sunt culturile folosite și cum anume putem, iată, obține din același produs, care este laptele proaspăt, o diversitate așa de mare? Care e miracolul acestor culturi lactice, dincolo de sănătate? Ce fac ele la, la capitolul gust? Care e diferența dintre sana și chefir? Pe aici trebuie să chemați un tehnolog, eu nu sunt tehnolog de meserie, dar vă spuneam că știința e foarte, a ajuns foarte departe. Sunt companii multinaționale, care se ocupă cu obținerea de noi culturi lactice. Nu mai avem culturile de acum 2-300 de ani, pentru că și produsele s-au diversificat, și cerințele consumatorului sunt altele. Acum există un secret al culturilor, se au niște denumiri, cod. Da, nu cred da. că interesează asta pe telespectatori, dar ce este important că chefirul în România, cel puțin, nu se mai obține cu drojdie cum se obținea acum 50-60 de ani. Pentru că nu poți să faci, într-o fabrică care produce chefir, nu mai poți să produci altceva. În momentul în care ai băgat o drojdie pe țeavă, cum spuneam noi, nu o mai scoți de acolo și atunci orice ai băgat tu, să scoți iaurtul, chefirul țese. Eu Bine, am găsit e un, un lucru singur bun. produs, e un chefir. E un lucru bun, că toată lumea acum vrea chefir. Chefirul, e, chefirul tradițional. La da, și eu consum chefir de capră la o fabrică din zona Covazna. Fiecare cu gusturile lui, pentru că nu trebuie să impui cuiva, nu sunt medicamente. Și asta deci, trebuie vrei, menționat. Când mănânci trebuie să și plăcere. Apropo de laptele un aliment viu, că în funcție iată, de culturile bacteriene și gustul și aciditatea lui diferă, dar fiecare consumator e liber să-și aleagă produsul lactat pe gustul lui. Deci aici gustul este cel care. Nu, mai nu avem gust. argumente neapărat de Sunt sănătate. Sunt copii care suportă un anumit tip de lapte într-o anumită zonă. Și și întrebat și am fost întrebat, uite copilul meu consumă cu tare lapte, când nu poți dau branduri. Și spun, poți să schimbi, zic nu, dacă copilul tău s-a obișnuit, că înseamnă da. că enzimele digestive, că microorganismele digestive ale copilului s-au obișnuit cu acel tip de proteină, de lactoză și așa mai departe, lasă-l așa. Lasă așa. Pentru că și eu am fost, eu am un stomac mai soft și m-am obișnuit cu ceva. De exemplu, copilul meu nu nu-i plac iaurturile cu fructe. Foarte bine. -au și zahăr Nu bun. știu dacă e foarte bine, care 15 ani. Oh, uh, de ideea de este că el a fost obișnuit cu un lapte, 1,5 da. grăsime, cu un anumit tip de lapte. Cu 10-15 ani în urmă, la anumite televiziuni, mi se aducea un platou cu pahare cu lapte <laughs> și eu îl gustam și spuneam. Degustare. gustare. Nu ce gustare. Cine îl da. produce? Okay. pentru că eu pot să-mi dau seama dacă beau un lapte provenit dintr-o fermă industrială care a avut anumit tip de furaj sau este un lapte de colectare pe o anumită zonă montană cu o anumită floră să spun apagiștii și mai există astfel de procesatori în industria laptelui care fac produse lactate din lapte iată majoritatea să vă spuneți. necrescut intensiv, nerecoltat no. intensiv deci Laptele, unii zic să fie alb să curgă Nu merg pe mâna lor De obicei, cei care nu țin cont de cu să spun cum Repetativitatea calității produsului finit Țin foarte mult la asta Pentru că dacă eu mă duc și îmi cumpăr un anumit brand astăzi Și îl mai cumpăr peste 5 ani Vreau să vreau aibă să același la gust, gust la fel, și la da. da, da. Ideea care este? Mai este un mit care vreau să-l înțeleagă uh, ascultători. Ascultătorii da. E important, de ce? Laptele nu trebuie să miroase a vacă, a oaie sau a capră. A grajd. Nu, aia înseamnă a mirosi a grajd, a baligă. Da. A... Nu e plăcut. Nu, nu. deci chiar nu ce e trebuie să înțeleagă? Laptele curat nu miroase a grajd. Că zice, domne să miroase brânza, a oaie. Cum.... <laughs> nu, dragii mei. Când intră laptele în fabrică, unii au și la cisterne, cei care respectă igiena, au degazoare. Ce sunt degazoarele? Sunt niște plăcuțe care trepidează, se creează niște bule în lapte și acele bule antrenează microparticule, acele urme din graj, că în graj dai praf, ai resturi de furaj și așa mai departe, iar acele microparticule se trimit în atmosferă. Pentru că gustul și mirosul, de exemplu mirosul, da, sunt acele microparticule care noi le inhalăm, se duc în mucoasa galbenă, acolo se dizolvă și are o reacție chimică și acea reacție chimică se transmite până nervul olfactiv către creier și spune da. ce miros este. Că eu am mai spus acum câțiva ani că în luna noiembrie am găsit prea multă telemea proaspătă de oaie prin piețele din București și am spus, măi, fraților, nu-i mă, nu oaia în țar, că în Sunt septembrie da. facem nu reformele, e. până la sfârșitul decembrie nu mai fată în nu mai are lapte și hai că spui telemea veche de oaie, te mai cred, dar restul proaspătă, e contrafăcută. Adică pot să spun... Ca terminologie... spun o tehnică mai elegantă, nu spun pe cea care am declarat-o acum trei ani. De exemplu, telemea de vacă pusă în beci pe care să pune piei de oaie ca să preia mirosul, pentru că laptele împrumută rapid mirosul ambiental. De aceea este un produs viu și în permanentă transformare. Noi trebuie să învățăm lucrurile astea și să nu ne mai ducem după fentă. Deci când vedeți telemea proaspătă de oaie, sunt 3-4 ferme în România, care una la Covazna Brașov și una la Giurgiu, care au 300 de oi maxim, cu două fătări la una în jumate, adică poate să fete și în septembrie, dacă eu le injectez hormonal în iunie și le fac prostaglandină, le stimulez ovulația și reușesc cu însămânțare artificială să le însămânțez. Da? De pe când oile prin natura lor, mai nu ales fac. cele fată sfârșit de iarnă primăvară. Primavară. Da? Deci să nu ne mai ce după o Și atenție și la telemeaua de bivoliță. A, asta voiam să spun apropo de tipul de lapte. Este la, mo la mare mod acum laptele de capră. El este eu știu, lăudat pentru toate virtuțile și laptele de vacă a acuzat pentru toate relele. Există producție constantă și există diferențe majore între vacă, capră, bivoliță, oaie, pe care de lactate? Din ce punct Haideți de Haideți să o luăm așa, din punct de vedere al eu știu, beneficiilor nutriționale. Păi e, mai, e mai bine să mânc, să bem să consumăm lactate de capră sau de vacă? Aici problema este la digestibilitatea proteinei, în primul rând, și cum să simte omul după ce consumă. Eu dacă din 2003 până acum lapte e la greu, când spun la greu, 2-3 zi. Dacă am avut ceva probleme gastrice în tinerețe, am avut o gastrită acidă sau, doamne frește, un ulcer, automat că enzimele mele digestive au fost deteriorate și atunci nu mai supor lapte crud sau lapte consum, dar trec pe iaurt, kefir, sana, fermentate. Brânzeturile maturate mi-e îmi plac foarte mult, bine, Uh, Ca și dacă are mai mult de 30 de zile maturare, cel mai bun pentru mine la 52, dar nu găsesc pe piață așa ceva. Uh, Asta, apropo de lucru. de Produsele lactate sunt cu atât mai bune cu cât sunt mai vechi, mai multe găite să... mai fermentate. Eu am mai spus, românii încă nu au o cultură a consumului de lactate. Noi știm, roșii cu brânză. Dar eu o telemea, un caș mai, noi mergem pe ca, cașcaval mai mult afumat și aici sunt câteva mituri cu fum de lemne sau fum de esență. Părerea să vă spun că vorba sunt și eu om de știință, a fost în analele Academiei, vă spun că cele cu esență de fum sunt mai sănătoase decât cele afumate prin lemn pentru că acolo ai gudron. Da? Apropo de mituri, da. a, apropo de mituri. <laughs> și și de natural, vorbeam de lactate, Acum, fiecare, după cum a fost obișnuit în copilărie, când ne rămânem cu acele memorii ale copilăriei și spunem că așa trebuie să fie. Poate data viitoare vă aduc, am niște ceasulave așa mari, cu toate rețetele românești în lactate. Și știu să... românii să facă lactate din lapte de capră, de exemplu? Cum să nu? Și din măgăriță? Deci Eu, avem acum vreo 5 tot. ani, am lansat așa măgărița, lapte de măgăriță și beneficiile pentru bolile care vas, astea pulmonare. Dar, dacă vă arăt, în 1974, 1986, 1992. În 74, România folosea cloră de calciul la închegarea telemelei. Folosea tot felul de uleiuri vegetale sau pentru tot felul de tipuri de înghețată. Deci nu trebuie să fim închiși la minte. Și trebuie și să, să fim deschiși la da. diversitate și să încercăm tot timpul ceva nou. Și ceea ce nou ne place nu înseamnă că trebuie interzis. Foarte frumos acest cuvânt, diversitate. Și eu sunt o mare fană a diversității. Iar la capitolul lactate lapte e important să consumăm, de care ne place, în, care, în ce formulă vrem noi. Apropo de producție și de prețuri în România, cât, cât ar trebui să coste sau dacă, dacă prețul actual la, la, un litru de lapte este, este, cel real care să aducă profit și producătorului și iată industriei și cât ar trebui să coste un kilogram de brânză sau, sau ca și ca și informație, cum ar trebui noi consumatorii în cine să avem încredere când luăm produsul de la raft? Prețul unui produs este dat de cerere și ofertă și de cel care, cum să zic, dacă se vinde sau nu. Nu, bine, legislația spune să nu vin sub prețul de cost. Costurile de producție variază în funcție de dimensiunea afacerii, că ești fermă, că ești procesator sau comerciant contează enorm costurile de producție. Marjele de profit, astea sunt tot mituri urbane, de la furcă la furculiță. Atât timp cât își permite, cum a fost asta, s-a hg antispeculă. În capitalism nu există speculă. Deci, fiecare, dacă oferta va crește, prețul va fi mai mic. Acum, pentru consumatori, dacă eu mă duc și văd la raft un produs alimentar care prețului nu înglobează nici măcar materia primă, înseamnă că le-ai fake. Deci dacă eu știu că telemea e formată din 7-8 litri de lapte, de lapte. Iar laptele variază, să zicem, de la 1,6 la 3,5 lei pe litru la poarta fermei. După aia urmează foarte multe costuri, numai analizele de laborator. Mai dioxin ai 460 de euro, dacă vezi și ești obligat să-i faci analizele metale grele, reziduri antibiotic, aflatoxină, sunt foarte multe analize. Eu spun, cei care mai spun, domne, că vin să vinde scump le recomand să-și facă făplicuță de lapte și o fermă de vai să vadă, să vadă cât de de cât de ce de le rămâne în buzunar la închiderea anului, da? Și atunci, eu dacă știu că telemeaua aia are 7 litri de lapte nu mai pun ambalaj, transport analize, autorizați, taxe și o vă la 25 de lei la raft îmi pun mari de întrebare oricel care o vinde, nu și-a trecut toate costurile, de obicei fermierii, cei care mult la tare fermieri, țăranii nu prea-și pun munca lor deci munca care include și taxe și impozite, cease și așa mai departe. Dacă eu văd un cașcaval care știu că e 10-11 litri de lapte, iar tot procesul și mare și perioada de maturare unde își blochează banii și îl văd la 35 de lei, pentru că am observat ceva. Consumatorii se uită la prețul pe pachet, nu se uită la prețul la raft. Prețul la raft, deci uitați, ascultători, când mergeți la cumpărături pe etichetă, nu vă uitați la 15 lei, că acolo e bară 200 de grame. Uitați-vă mai jos, cum stați așa cu fața la raft, dreapta voastră jos, acolo scrie prețul pe kilogram. Și o să vedeți, telemea, 79 de lei pe kilogram, telemea maturată sau telemea fermentată, 130 de de lei pe kilogram, da? Deci uitați-vă atent acolo la prețul pe kilogram și după aceea alegeți tipul de produs. Deci dacă mă duc în piață și văd cașcaval la 35 de lei... Ceva nu e bine. Păi că și ambalajul ăla trebuie să-i plătească reciclarea și 2 lei pe kilogram. Iată, dragii mei, a zburat timp aici pe frecvența gustului. Ce să vă spun, până și laptele, care este un aliment de bază și cu care am fost obișnuiți și ni se părea că îl avem la discreție, s-ar putea, iată, ca prețul lui să crească și să nu ne mai permitem, nu neapărat lapte, dar produse lactate de calitate. Eu zic că Haideți să ne întoarcem la tradiții, haideți să ne întoarcem la normalitate și bun sim și haideți să avem încredere în mâncare, pentru că trăim în România și încă avem mâncare bună la îndemâna noastră pe care trebuie să o consumăm cu toată bucuria și mulțumirea că face parte și din bagajul nostru enzimatic și din tradițiile noastre. Iar laptele vreau să ne fie în continuare un prieten și pentru sănătate și pentru siluetă, așa că ce e bun chiar merită consumat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, îți mulțumesc și ție, dragă, dragă Dorin, că ai fost alături de mine, ca iubitor al laptelui, pentru că mâncarea ne aduce împreună și așa trebuie să fie. La revedere! La revedere! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM